ok. Vrei să comentezi tu Canada un meci? Tu când joci Canada? Sau ai jucat deja? Când ai jucat sau nu ai jucat deja? Cannabis. Ai câștigat sau ai pierdut? Dar tu știi că este delay pe stream, o să-i dureze, o dureze ceva până nu răspund. Ne. Ah, felicitări. Ah, scuze, dau-o la pe tine. Ok. Ok, deci, frumos skin pe Valus. Mersi, mersi. Trebuia să ți talezi tu skin-urile pe aici, nu? Da, da, pe Wither n-aveam, că dacă aveam, nu puneam skin-ul. Așa. Acum ești. Deci, Kurisuti. Am pronunțat bine? Bossul Batman scârjă contra la contra de Chancellor, Farutu și de Infarti Shadow. Da. Uite, nu mai avem Ash, nu mai am picine. Ah, sigur, Karma, Karma First Blood. Karma First Blood. Da, da, uite. Dacă luăm campionii cu build-urile care trebuie să le facă. Momentan voi sunteți în avantaj pentru că aveți un tank și doi AD carry. Așa. Când al meu este un AD carry, Wukong care e AP. Da. Și Zek care e Zek. Ok, hai să ne vedem la numele de echipe. Numele de echipe. Le aveam mai înainte. Nu știu ce aici. Da. Ai închis numele de echipe. Ok. Care echipă vrea să fie numită 6 Hecare în frumos? Deci, să zic că care zice primul are numele. Eu. Eu care? Tu vrei. Eu vreau, da. Tu vrei, nu, lăsăm pe oameni. Am mai amintit și mai devreme, dacă cineva vrea să doneze bani pentru calculatorul lui Juggerdown. Un stil? Slowpoke. Dude, dar asta nu e calculatorul meu în primul rând. Nu contează, nu contează. Ok. Deci. Or. Cine vrea... Sănătate. Fase Hecarim frumos. Ok, ok. Deci, echipa mea se cheamă 6 Hecare în frumos, iar cealaltă echipă se cheamă Juggerdown lovește cu capul. Oh, da. Cealaltă echipă... Cealaltă echipă... Se cheamă... Juggerdown... Lovește cu capul. Ok. Scuze, revenim la meci. Să vedem cum se... Deci, echipa ta. Juggerdown lovește cu capul contra... Nu ponta. Contra 6 Hecare frumos. S-au ascuns Juggerdown lovește cu capul puțin într-un fish și au încercat ei să facă ceva. Timo, Human World, stătea într-un fish și îi vedea pe toți. Eu aștept de la Karma, de la Scârjă, chiar aștept First Blood. Q-ul ăla este destul puternic. O combinație dintre Q și R. Q și R, da, corect, poate că. Poțiuni. Deși, cred, părere de rău, da. S-ar putea să câștige 6. Acum vedem un nișie din partea lui Wukong. Wukong, da. Cum spuneam mai devreme, s-ar putea să câștige 6 Hecare în frumoși. Eu sper să câștige 6 Hecare în frumoși. Wukong, please, aproape să moare First Blood, bravo, bossul Batman.
Bravo! 6 hecare în frumos lovește pentru prima dată. Juggernaut lovește cu capul și a luat first blood. Nu am dat destul de tare cu capul. Ai dat destul de tare cu capul. Întrebare de la fan, domnul Juggernaut. De ce i-ai dat remove, i-ai dat unfriend-ul Infernals de pe Skype? De ce i-am dat cui? Lui Infernals. Dar nu i-am dat remove, nici nu l-am avut pe Skype pe Infernals. Infernals? Ține-o să dezamăgim, vorbeai cu altcineva. O inițiere pe Maokai. Maokai care spune că joacă de mult. Joacă mult. De pe LOL, nu de pe Skype. Dar nu. M-am mutat înapoi pe Europa Nord-Est și de asta nu mă mai vezi online. Aha. Am fost pe vest și am venit pe... Să-mi iau apa. Un minut. Apa de la fântână. Unde mergi tu, Maokai? Maokai? Maokai a plecat să aducă apă. Okay. Ok. În timp... Să știi că s-ar putea să... Da, s-ar deci putea... Deși 6 hectare în frumos are el. Sare, Zac, este prins... Timo, moare Timo! Infarctul am dat cu capul tare, ce-am gărdat, lovește cu capul. Bossul, grăbește-te cu apa sau echipa ta, este în total dezavantaj. 1-1 la killer. Nu e adevărat, momentan, chiar dacă, adică el s-a retras și le poate da un avantaj de XP celor din echipa ta. Hai, lasă, nu e mare lucru. Ok, bossul Batman. Bossul Batman. Hai, bossul Batman. Nu uita, mai dă click. Maokai! S-a întors și Timo. S-a întors și Maokai. E bună apa. A meritat apa un kill. Maokai. Morgana, dar... Da, și eu doi cu arma, îl protejează, nu ia prea mult damage. Oricum e că Maokai sigur se regenerează. Ok, Timo iarăși... Timo din nou prins. Da, o clonă. Sare Maokai, sare prea departe. Echipa sa era mult în spate, nu puteau să-l ajute. Karma, destul de îndrăzneață, Karma cu pokurile ei poate să facă o diferență. Timo și cu Maokai sar un snare. Ratat. Și un initiat de al lui Maokai, destul de... Încă un kill. Încă un snare ratat din partea Karmei. Morgana. Știu ce trecut am făcut această confuzie, mă scuzați. Te rog frumos să fii foarte atent. Numai Zira se confundă cu Syndra, da? Da. Karma trimite niște skillshot-uri foarte drăguțe. Să vedem câte poțiuni mai au jucătorii. Nu mai au. Muc are, Măzac are niște poțiuni. Mai este Morgana cu câteva poțiuni, în rest nimica. Primul mushroom! Zac calcă într-un mushroom. Tot timpul trebuie să sărbătorim când cineva calcă într-un mushroom. Să vedem. 3-3. Timo cu foarte puțin health. Timo și-a luat boots. Ultimul corn. Timo reușește da, să scape. Maokai moare. Maokai reușește să-l salveze Timo, însă Maokai este... Foarte faină mișcarea, adică... Wukong și-a pus decoy și-a devenit invizibil, între timp Morgana i-a dat shield-ul. Da. Și când a ieșit din invizibilitate, Wukong și-a dat ultimata. Ceea ce i-a prins pe nesurprindere pe cei din echipa 6 care sunt frumoși. Da, încă un mushroom prins, un snare ratat. Să vedem unde este Wukong. Era acolo, nu era departe. Nu știu că n-am zis, nu știu... Nu pot să mă pronunț, nu știu sigur dacă dublura aia lui Wukong când se învârte face AP damage sau AD, nu am jucat Wukong și nu știu. Sincer, nu știu. Dar mai mult ca sigur fanii noștri o să spună pe chat. Nu o să ne spună, da. Ia, întrebare pentru fani. Skillele fac AP sau AD? Dublura. AP damage.
Unul spune AP, unul spune AD. Doi spun AP, unul spune AD. Putem să pariem dacă vreți. Mare lucru. Putem să-l întrebăm pe Wukong. Da, putem. E cel mai simplu, avea mai în față. Stai că-l întreb acum. AP, AP, dog my style. Dacă sunt destule voturi în seara asta, Juggernaut v-ați promis că cântă Gangman Style. Așa că votați pentru... Sare din ultimii, lui... da, sare foarte frumos. Fuge Wukong, Maokai. Maokai prins în snare. Dar echipa Juggernaut lovește cu capul, se retrage. Mai avem nici foarte mult mana, pentru că Morgana este puțină mana. Zac nu are deloc mana, săracul Zac. Știu că el nu are mana în general, nu contează. Să vedem ce se întâmplă. Turetele, numai una dintre ele puțin. A inițiat Wukong, a sărit și Zac, Morgana. Vorbim o grămadă de kill-uri. Maokai, Morgana moare și Teemo. Rămâne Karma și cu... Zac, dar Zac are pasiva. Zac are pasiva, Zac. Zac a luat o ciupercă, Zac se strânge. Din nu nou, cred că are destul de mișcă să mă moare. Nu are. Zac scapă cu cât de puțin. Ar putea cartușul oare să dea ultimată? 200 de viață a scăpat Zac. Dacă ar da cartușul ultimată, cât face ultimată? 250, fix. Fix cât damage trebuie. Nu cartușul. Dar văd un synergy foarte frumos din partea echipei. Juggernaut lovește. Nu este adevărat. Poftim? Nu este adevărat, eu țin cu echipa 6 hecare în frumos. Nu este adevărat. Nu, adică văd o tactică foarte frumoasă, mai ales cu Wukong și cu Dugura, combinat cu scutul Morganei. Foarte, foarte corect. Infarct îi pare foarte, foarte ok. Să vedem câte viață are Teemo. 1500 HP Teemo. Încă nu și-a făcut niciun Warmog. Are deja Yomus Ghostplate Maokai, iar Karma nu cred că a murit până acum. Să vedem. Karma nu a murit. Da, asta poate să fie. Karma este prinsă în spate foarte, foarte tare. Karma a fost și-a un heal, între timp Maokai era să fie prins și omorât de echipa Juggernaut lovește cu capul. Sare Wukong, nu se știe unde e clona mult mai în spate. Și în echipa cealaltă, Zac probabil merge și culege heal-urile. Încă un snare foarte bine. Sare și Wukong. Scârge în pericol. Echipa Juggernaut lovește cu capul dezlănțuită. Să vedem dacă reușesc să-și asigure un kill. Nu. Nu, trebuie să retragă. Foarte scapă cu foarte puțin health. Culege un kill de pe drum și scorul rămâne 3-4 pentru Juggernaut lovește cu capul. Cât de bun a fost Nero respectiv. Să vedem dacă reușește să-l omoare pe Teemo. Nu, Teemo scapă. Moare Wukong însă. Moare și Zac. Și probabil va fi primul ace. Moare și Karma. Go Maokai. Go. Nu, da, moare și... Triple kill din partea lui boss-ul. Se pare că apa aia i-a dat puteri supranaturale. Da, foarte frumos. Foarte, foarte, foarte frumos. Bravo boss-ul Batman, știe să joace Maokai, să vedem că știe să joace Maokai. Primul virtual ace, corect, încă nu poți să ne omoare pe noi, însă a decimat echipa adversă. Pe noi nu ne poate omora nimeni. Nu mai poți de ce? Nu, am zis că pe noi nu ne poate omora nimeni. Da, clar. Teemo, nu vă spun ce face Teemo. Ca să nu știe echipa adversă ce face Teemo. Teemo are mushrooms, însă Morgana are shield-ul, poate curăța foarte ușor tufișul sau orice în genul ăsta cu... O răspuns pentru cannabis. Da, îi dă și campionul și skin. Da. Totul e să fii destul de troll să ajungi până acolo. Să vedem cine conduce la kill-uri. 4-2 pentru Faratu și 5-2 pentru Maokai. Am avut Maokai până acum foarte suport, like, nu destul de... încă câțiva
câteva marșuri strânse de Zac. Am avut Maokai care au inițiat, au ajutat echipa, nu sunt niciodată Maokai cu atât de multe skill-uri. Știu că Stu Sweet For You a câștigat un match cu Maokai, restul nu au fost foarte importante. Ultia lui Wukong, e destul de departe de asta, sare Zac, sare încă o dată Zac, să vedem dacă mai sare o dată. Moare, moare și probabil și boss-ul, Bagma nu, a prins un mushroom, moare, Timo îl moară și pe, să vedem, un, moare, double kill, double kill Zac a sărit foarte, foarte bine, a făcut o grămadă de damage acolo. Și mă scuzi, Infernals, și tu ai câștigat un match cu Maokai. Nu țin minte toate lucrurile, eu că nu țin minte multe lucruri, așa că nu trebuie să super lumea cu mine. Fuge Zac, nu m-am așteptat la asta. A sărit Muc cel Mare. Timo îl urmărește, nu cred că o să-l prindă din urmă, nu. Nu, însă oricum a fost foarte simpatic Zac acolo. Scârjă înapoi cu Timo. Timo, un Warmog, deja a făcut 2300. Da, mersi Opra. Salut Opra. Chiar nu te văzusem. Nu te văzusem de când. Opra, dacă erai puțin mai rapid, trebuie chiar să intre în jocul ăsta. Să vedem momentan echipa Juggernaut lovește cu capul și sincronizează foarte bine ultimatele. Momentan conduc cu un kill. Da, cu un kill. Acum este drept ultima aici în partea asta. Ultimata lui Timo, Mushrooms, ultimata lui Karma o ajută, ce drept la toate astea. Timo iarăși prins să facă o inițiere. Vedem Maokai cum moare acolo. Moare, sare sau nu sare, Zac, nu, se pregătește să sară. Nu mai sare până la urmă, are foarte puțin health. Să vedem. Văd că și-a dat drumul și Morgana a început să prindă snare-urile foarte. Da, 8 la 10 momentan. Și ce este drept că echipa Juggernaut vestit cu capul are mult mai multe posibilități. Ia, Timo, scapă Timo cu 29 la viață. Bravo, Timo. Încă o dată trebuie să mă rogească sau măcar un minion ceva acolo, nimica. Oricum, a scăpat Timo în continuare cu foarte puțin cel. Însă, da, reușesc să-și apere tureta, nu, încă nu o cedează. Asta este Opra. Cine știe, mai așteaptă, mai stă online. Să vedem ce altceva se mai întâmplă. Tot încerc să spunem să jocul m-a lăsat. Echipa Juggernaut lovește cu capul, are un avantaj fiindcă are mai multe ultimate care pot să le folosească. Timo lasă Mushrooms, Karma își poate face mai OP skill-le, însă singura ultimată care chiar este AOE este a lui Maokai. Dar nu e de ajuns, nu e de ajuns. Scade damage-ul, însă nu e clar de ajuns. În partea cealaltă, Zac sare foarte mult, Wukong sare și el, Morgana le dă stun. Da, deci clar un avantaj, mult mai mult noroc pe echipa Juggernaut lovește cu capul. Să vedem, moare Wukong, moare, să vedem Karma dacă reușește. Pentru echipa Juggernaut lovește cu capul. Double kill Morgana, Morgana ar putea să o moare și pe Karma. Nu, renunță, stai să se concentrează pe minioane. Am crezut că vor mai încerca ceva. Așa, momentan 7-3 pentru Morgana, foarte frumos Morgana, 5-5 Maokai, 4-5 de la Timo și eu, care pariam pe Karma cu first kill, are 0-2-9. Totuși, Karma a murit doar de 2 ori, pe când coechipierii săi au murit de 5. Timo, un Warmog, un tornel deja Bots of Mobility și un Dagger. Să vedem dacă scapă de data asta bossul Batman, nu scapă.
scapă, nu scapă nici muc momentan, să vedem, se strânge înapoi. Timu cu siguranță o să-i termine toate astea, o să-l omoare, fiindcă rămâne cu foarte puțin. Am încercat Morgana să-l vezi acolo, dar nu a avut cum. Bravo Karma pentru first kill pentru Karma. Nu, al doilea kill pentru Karma. Scuze, scârză, ai dreptate, este al doilea kill. 11-13, destul de... apropiat scorul. Destul de apropiat scorul, da. Destul de apropiat scorul. Cei sunt 3 contra 3, avansează destul de repede. Vor face foarte mult XP, vor ajunge repede la level mare. Să vedem ceva, Timo, nu? Un snare, sare Wukong. Wukong, dar se întoarce, nu l-a văzut, dar acum vine și Zek. L-a văzut cu siguranță pe Maokai și s-a hotărât să... Mi se pare că ar fi mai bine să intri cu un cont pe care ai mulți campioni să rămână. Da, ar fi o idee. Însă, dacă schimb pe Rasmus, o să fie mai... Îți pierzi lista cu toți jucătorii. Da, am pierd lista... mai complicat. Putem sta, avem două calculatoare disponibile acum. Am putea sta CD pe unul pe asta. Vom vedea la final. Dacă ar merge Spectator, fi super, însă Riot Games scoate skin-uri, nu repară jocul, așa că... Păi skin-urile întotdeauna sunt mai importante. Da, skin-urile se pot vinde, pe când Spectator Mode nu se vinde nicăieri. Așteptăm. Maokai e mai retras, pe când Karma... Maokai s-a dus iar după apă? Nu s-a dus după apă, revine. Văd că Wukong și-a făcut acel Hextech Sweeper care poate să-l activeze și timp de 10 secunde vede orice lucru care e stealth, deci ar putea să scoată mushroom-urile din da, corect. Să vedem, noi așteptăm, presupun că echipa Jagged Unlovește cu capul așteaptă o inițiere și vedem o inițiere din nou, să vedem dacă reușesc să-l omoare pe Timo cu o grămadă de health. Timo moare, Wukong, moare instant. Mor, rămân numai Karma și cu Zac. Dar își dă ghost și ia punct de viață și reușește să scape. Scapă. A fost un focus prost acolo, nu trebuia să sară pe Timo. Da. Corect. Ideea este cu cât avansează în joc, toți ar fi trebuit să observe deja că Timo face din ce în ce mai multă viață. Cu cât îl focusezi mai mult pe Timo, cu atâta o să le dai celorlalți timp să te omoare. De asemenea, Zac, încearcă și bravo, Zac o omoară pe Karma. Bravo, Canceler, foarte frumos. Corleone, mă scuzați, Timo, nu? Nu, Timo va fi prins de către Wukong. Dar are deja tornmail-ul și nu cred că o să-i facă prea mult de mici, mai bine se retrage. Da, uite. Și-a activat Hextech Sweeper. Da. Și-a scos un mushroom din... Wukong este foarte, foarte insistent. Sare muc, se retrage imediat. Morgana, deci echipa Jagger dar lovește cu capul. Poate aștepta ori o inițiere a lui Morgana, ori o inițiere a lui Wukong. Foarte frumos snare-ul lui Morgana mai înainte în Tufiș. Foarte, foarte frumos. Să vedem, Morgana momentan are Infinity Edge, a sunat mai Impaler și a ajuns la 209 attack damage. Eu nu știu itemele atât de bine, așa că n-am să le citesc pe ale mele. Pot spune de pe Timo. Timo are Warmog, Tarmail și un Giant's Belt. Are un dagger și boots of mobility. Ok, da, am terminat. Să vedem ce altceva se mai întâmplă. Un mushroom văzut din nou de Wukong. Karma prinsă, însă n-are destul AP Morgana ca să o omoare pe Karma doar într-o băltoacă. Un nou heal, Timo are 3152 la viață. Are o grămadă de viață, chiar cu jumătate de health, are mai mult decât... Are aproape cât Wukong. Și aproape cât...
decât Corleone. Totuși, darturile lui Timo nu cred că fac mare, mare lucru. În afară să dea un blind din când în când. Așa, ăla e destul cât să... Da, da. Să vedem o inițiere? Nu. Nu, s-ar încă putea nu. Să vedem un Tore Dive, deoarece Toretta nu mai are multă viață. Da, un da? Dive al lui Maokai, foarte frumos Maokai. Sare Maokai, o omoară pe Morgana, ar trebui să îl omoare și pe... Vine Karma și o omoară pe Wukong și probabil inevitabil cade și Toretta. Prima, da. Prima Toretta down, grație inițiere lui, lui Maokai, a lui bossul Batman. Bossul Batman, iarăși Zac se restrânge, să vedem dacă reușește să-l omoare în timp. Da, da. Timo îl omoară pe Zac. Egal, se este egal 16-16. Și pierd și a doua turetă. Și a doua turetă, să vedem dacă au timp să ia și inhibitorul, nu cred. Însă cel puțin vor încerca. Da, Maokai cu foarte mare attack speed. Ce-a dat și omul Blade, da, pică inhibitorul, echipa 6 hecare în frumos. O revenire și, frumoasă. Da, o revenire foarte frumoasă. Beneficiază acum și de super, super minion, super minion se cheamă? Super minion, da? Da, super minion. Timo, e prins? Nu trimite snare-ul Morgana, așa că echipa 6 hecare în frumos se întoarce să se regenereze. Nu știu cât ajută pe cealaltă echipă că spun lucrurile astea. Sper că nu o avantajez pe una dintre ele. Deoarece stimularea un mic delay și... Da. Un sapling trimis spre Morgana. Oh, Timo cu... Zec caută să inițieze acolo. Zec sare spre... Karma o îndepărtează și rămân 3 contra 2 aici. Wukong se duce spre Karma. Moare Morgana, nu, îl omoară, reușește să-l omoare. A murit Maokai și acum o să cadă și Timo. Timo încearcă să... Între timp, Wukong a reușit, l-a împins pe Timo, Karma. Timo clar depășit de situație. Karma a trebuit să retragă, nu putea să-i facă singură față lui Wukong. Așa că echipa Juggernaut lovește cu capa, a reușit să-i despartă pe... Se desparte și să crească o superioritate. Totuși, dacă stai și te uiți, atât Faratul cât și Zac au rămas cu foarte, foarte puțin health. Karma probabil se bate cu clona. Nu era clona, am crezut că e clona lui Wukong. Era chiar Wukong. Karma nu vede, nu este niciun heal care să o ajute să mă recupereze din viață. Trebuie să fie foarte frumos kill shot-ul, foarte frumos, era să o omoare pe Morgana. Karma trebuie să pregătească, Karma, așteptăm să vedem. Nu, renunță, Zac nu mai sare, îl vede pe Timo și îl vede și pe Maokai. Timo care are 3854 health, o grămadă de health, o grămadă de dată însă. Și mai are și Torment deasupra, deci ceilalți ar trebui să fie foarte, foarte... Timo snare sub două turete. Proastă inițiere, da. I s-a dus tot avantajul de health. Wukong sare pe Karma, știe că trebuie să omoare pe Karma ca să câștige. Maokai îl omoară pe Zac îl omoară pe Maokai. Wukong omoară pe Karma, să vedem dacă Timo reușește singur să omoare pe cei doi. Morgana. Da. Morgana moare, dar Timo reușește să moare, să vedem Timo, bravo Timo! Bravo Timo, Timo scapă cu 260 la viață, double kill, frumos Timo, bravo Timo, Timo reușește să egaleze scorul, am crezut că v-am depășit, însă nu. Nu, se pare că 6 egale frumos. Timo alege, în loc să ducă să moară, să vină odată cu echipa sa, alege să împingă una dintre turete, să vedem dacă a procedat bine. Zac se pregătește. Păi și sare, dar prea da, vor pierde o turetă sau nu? Nu? A, da. Ha! Super minionii ajută și de data asta. Un mushroom. Zac pare dezlănțuit, cât de fioros pare Zac. Și e doar un muc. Da.
Vedem imediat ce are și Karma pe dânsa. Karma AD, 204 AD pe Karma. Maokai, Maokai în pericol cu foarte puțin health. Așa pare și Timo cu foarte puțin health, totuși are 1400. Se retrag cei din echipa 6 Hecare în frumos. Așteaptă pe Jagger, dar lovește cu capul să se apropie, da. Poate le întind o capcană, poate este totul numai un ambush, cine știe. Nu știm niciodată unde este Timo. Nu, vor să, cred că vor să-i trag în afara bazei, deoarece acolo au o turetă și pot tot oricând să se retragă sub tureta. Dacă asta au gândit, atunci este un foarte o strategie foarte bună din partea la Jagger, dar lovește cu capul. Timo prinde iarăși în consumie. 6 hecare în frumos. 6 hecare în frumos. The enemy inhibitor is disponible. Sare Zac, sare și Wolfhawk, să vedem dacă reușesc să stăm afară ultimatelor. Mare Maokai, mare și Zac, are pasiva. Are pasiva. Timo, iar scapă, iar scapă Timo, să vedem. Încearcă să-l protejeze pe Zac. Reușesc să-l protejeze pe Zac. Timo a plecat în urma echipei Jagger, n-a luat și cap, să vedem dacă prinde snare-ul Morgana. Da, prinde perfect primul snare. Prins un snare. Snare, Timo! Timo! A murit și Karma și vedem un double virtual ace. Da, încă un virtual ace. Un double kill din partea lui Zac. Opera ne sugerează și... Oh, nu! De ce Karma? De ce Karma? Acum, dacă echipele vor, pot să stea să nu facă push. Este la decizia lor dacă vor să aștepte pe Karma. Nu putem da pauză. All. Dacă vreți, puteți face hug the turret. Nu mai este nevoie. Bună, domnul serios, suntem foarte serioși pentru meciul de la ora 9. Va începe când se termină ăsta la altul. Karma, unde ai fost tu, Karma? Timo, 4234 HP. O pe Timo. Și Timo mai are încă un warmong de făcut. O grămadă de... a prins pe Maokai smerul Morgana, am crezut că nu ajunge până atât departe. Echipa Jagger a lovit cu capul iarăși prinsă spre tureta ei. Maokai se bătea cu o clonă. Totuși a reușit să-și ia damage. Timo prins imprudent total în spate, să vedem dacă reușește să facă ceva. Nu! Echipa Jagger a lovit cu... Ce înseamnă Karma? Opra ne întreabă. Dacă știu ce înseamnă Karma. Ne vedem un nișie din partea lui Wukong, care Wukong! Face foc. Da, așa, da. Îl învinge. Ar... l-au pierdut pe Zac și pe... Nu! Ultia lui Morgana s-ar putea să o prindă pe Karma. Da, o omoară pe Karma. Timo îl fugărește și îl omoară pe Wukong. Rămâne doar Timo și cu Morgana. Timo și cu... Da, știu Opra, da. Bagă sprint și du-te pe dânsul. Să vedem. Perfect, Nero, perfect. Are totuși oportunitatea Timo se duce după kill. Morgana ar pune imediat shield-ul. Timo are de ales ori inhibitorul, ori Morgana. Momentan inhibitorul. De vedem dacă are inhibitorul. Mai ieși și Zac, să vedem ce se întâmplă. Vine da. Zac acum. Să vedem, dăm și un tab. 11 kill-uri pentru Morgana. 10 kill-uri pentru Zac. Zac! Morgana scapă cu shield-ul și Zac îl omoară pe Timo. Timo nu și-a folosit timpul care l-a avut până acum când să omoare inhibitorul, așa că Zac l-a prins din urmă și a reușit să-l omoare. Zac, e acum... foarte periculos, pentru că Timo... mai mult ca sigur a lăsat mushrooms pe health points-urile alea. Morgana fiind atât de low, încearcă da, cumva să-și
vedem inițieri din partea lui Kong care o focusează pe Karma, între timp Maokai o omoară pe Morgana. Morgana e foarte importantă. Să vedem dacă moare. Nu, scapă cu 40 la viață Wukong. Ha, ha, ha. Of, cât era de aproape. Zack, improvizăm total. Zack o să moară cu siguranță. Să moară, că n-are poate. Nu, și acum se duce și... Doar o clonă. Karma, Karma se oprește mai devreme, s-a oprit ca să ia minionii. Și drept, uitați ce ușor este să joci Karma când ai un Raran Shuriken pe tine. Nu știu dacă știți asta. Încă o clonă, însă și Timo și Karma reușesc să dea inhibitorul jos în echipa... Morgana în timp, totuși câteva secunde prea târziu. Morgana are și ea, are și deja Infinity Age. Atmas, Imperial și toate ce trebuie. Timo, să vedem dacă și-a terminat și ultimul, da, și-a terminat și ultimul Ormoc, 4854 health. Numai atât? Da, omorâți-l pe Timo și mai are și shield de la Karma. Foarte. Timo e full build. Timo e full build, sar toți pe Timo. De pe reușesc să-i scoadă viața. Timo însă n-are destul damage ca să-i omoare tot. Timo scapă după ce toți au inițiat pe dânsul. Însă dacă îl omoare pe Maokai, cu ce preț? Moare și Morgana, probabil Zack va muri foarte, foarte curând. Să vedem, da, Karma îl omoare pe Zack. Rămâne doar Wukong. Care n-are destul de viață să facă ceva. Da, Wukong ar trebui să... Să aștepte o minune. N-are ce minune, n-are ce să facă. Doar să stea și să se uite, să încearce ceva. Va muri cu siguranță. Moare Wukong, sunt prea multe secunde. GG, 6 hecare în frumos. Foarte frumos. Un Timo, iarăși, foarte focusat, din băcate. Pot să dau și eu un ulti. Ah, n-am putut să dau și eu ulti. Vreau să dau și eu ulti. Ah, mare păcat. Așa. Am tras în Timo fără să vreau să apropie de mine și tot.